Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliu cu Ghimpi. Sunt Adrian Simeon, iată-vă împreună cu mine aici în studioul Capital TV, televiziunea pe bune, bineînțeles. Invitatul nostru de astăzi este primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobăuțanu. Bună ziua, bun venit în studioul Mulțumesc nostru. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag, domnule Bobăuțanu, mie îmi face plăcere să vă invit la Fotoliu cu Ghimpi, pentru că emisiunile sunt destul de antrenante, cel puțin pentru mine. Noi astăzi stăți un primar controversat, iubit de unii, hulit de alții. Tema emisiunii, Hunedoara, câinii latră, ursul merge. Nu prea arătați dumneavoastră ca un urs, nici toți aia care latră ca niște câini. Dar, mă rog, așa e vorba, așa am folosit-o și noi. Stăți la final de mandat. Știm că veți candida din nou, nu mai este nicio surpriză și niciun secret pentru nimeni. Aveți proiecte pe care le-ați terminat, proiecte pe care ați dori să le continuați. Cum încheiați, domnule, mandatul ăsta? În primul rând vreau să vă spun că și mie îmi face plăcere să vin la postul noastră de televiziune. Modul cum prezentați lucrurile și modul în care moderați mă determină să vin să vorbesc foarte mult despre administrația din Hunedoara. Este o adresabilitate mare prin intermediul postului. Se vede în municipiul Hunedoara, așa cum spun unii dintre cei de care ziceați dumneavoastră că latră, că nu s-ar prinde municipiul Hunedoara. Multă lume spune, te-am văzut la emisiunea respectivă. Și faptul că voi candida, sigur că da, este deja cunoscut, mi-am depus candidatura. Mâine, la ora 11, va avea loc o conferință de presă cu prezentarea noilor proiecte care se află în derulare sau la care lucrăm pentru viitorul mandat 2020-2024. Vorbesc de proiecte și nu vorbesc de idei, pentru că toată lumea are idei. De la simplu cetățean care te oprește pe stradă și care are o idee, probabil chiar foarte bună, până la contracandidații care și au idei, dar ca proiecte nu pot să prezinte ceva. Lângă idei, unii mai au și viziuni. Unii mai au și viziuni, da. A fost un mandat greu. Nu a fost un mandat ușor și nu cred că există în viața unui primar din România un mandat ușor. Ne aducem aminte, în 2016 nici nu depusese jurământul ca și primar și am început cu o mare inundație care a afectat foarte multe gospodării din satele aparținătoare municipiului Hunedoara și chiar din Hunedoara. Și a trebuit să o gestionez în perioada în care câștigasem alegerile, dar noi eram investit ca și primar. Pe urmă, închidem acest mandat cu o stare absolut groaznică, această pandemie care a recalibrat foarte multe lucruri. Nu a mai permis să folosești banii pentru toate investițiile care ți le doreai. Trebuia să te asiguri în primul rând de siguranța sanitară a cetățenilor din orașul tău, de siguranța sanitară a elevilor de la școli. Dar una peste alta, eu spun că chiar dacă am fi putut face mai multe lucruri, iar unele dintre ele nu le-am putut face pentru că nu depind neapărat de noi și vorbesc aici de sistemul de achiziții publice, în principiu ne putem declara mulțumiți de ceea ce am făcut. Sigur, nu este vorba doar despre mine. De multe ori în relația cu dumneavoastră în această emisiune am spus-o, este o echipă întreagă. Dacă cineva își imaginează că primarul este un factotum, se înșeală. Bun, asta e mare lucru. Este o echipă mare în spate, o echipă care trebuie să fie bine pregătită, în sensul în care nu suntem doar povestitori. Trebuie să punem mâna să citim, se schimbă foarte mult legile. Dacă vii să spui, mă întrebați dumneavoastră, de ce nu faci treaba asta? A, nu se poate, domnule, că legea nu-ți permite. Domnule, dar când ai citit ultima dată, să vezi dacă s-o fi schimbat ceva. Ei bine, această echipă s-a calibrat foarte bine pe tot ce a însemnat schimbările legislative, pe aplicarea legislației și a reușit să implementăm peste 220 de proiecte. Sunt foarte multe proiecte, a fost un volum mare de muncă, dar până la urmă asta este jobul nostru și al meu și al lor. Bun, acum 220 de proiecte, știm deja povestea din prezentarea pe care ați făcut-o, am fost și la conferința aceea de presă. Spuneați că spuneați la un moment dat de pandemie. Eu m-am uitat acum pe site-ul ăla al Ministerului de Finanțe, cred că e cu execuția bugetară a primăriilor. Și m-am uitat și la Hunedoara. Am văzut că cei mai mulți bani, parcă în ultima vreme, să-mi spuneți dacă am văzut rău, că eu nu sunt economist. Așa. Posibil să nu fi citit bine.
Cei mai mulți bani au fost băgați în sănătate. Greșesc? Da, nu, am băgat foarte mulți în sănătate, este adevărat, dar ați văzut și noastră de câte ori ați sunat și ați întrebat situația epidemiologică, da, de la Spitalul din Hunedoara. M-ați chiar întrebat discută... de căminul pentru persoane vâznice, da, când erau problemele la Păclișa, parcă nu? Mă rog, asta era un alt centru. M-ați întrebat despre problemele de la unitatea medico-socială, așa, direcția de asistență socială. Gândiți-vă că sunt 4 unități mari pe care a trebuit să le gestionăm. Și evident că era obligatoriu să alocăm resurse financiare pe care le-am luat dintr-o anumită parte a investițiilor, care nu se mai puteau face, nu mai aveai timp de proceduri sau de pe calendarul de evenimente. Bun, acum faptul că s-au băgat cei mai mulți bani în sănătate nu e un lucru rău? Adică asta s-a văzut în faptul că noastră la Hunedoara, în spital, n-ați avut probleme. Bun, ați avut cazuri de COVID. Sigur, sigur, absolut. E normal. Dar suntem, noi suntem spitalul din prima linie de mai multe luni de zile. Știți că Hunedoara, da, este în prima linie, exact, în spitalul județean. Dar nu au existat nici probleme cu personalul, nici nu, cu nu, din materialele, punctul, nici din cu punctul ăsta de vedere, echipa managerială este o echipă foarte bună, dar și ea la rândul ei... Plus că ei, oamenii care sufereau de alte afecțiuni au fost tratați. Da, echipa managerială este completată de echipa medicală. Nu se poate una fără alta. Deci echipa medicală, știu, de fapt, la Hunedoara este o echipă de bune excepție. Despre Radu Budaie, discutam cu o contracandidată de-a dumneavoastră, doamna Danda, și eu nu m-am putut opri să nu-l laud pe Budaie. Dincolo, era vorba de scoaterea politicului de la numire. Păi, Radu poate să fie, din punctul meu de vedere, de la partidul N-are nicio legătură. Picățelelor absolut. În și așa mai departe. El s-a prezentat la un examen. El s-a prezentat la un examen, a avut acel curs de management sanitar, sau cum se numește, fără de care nu poți să fii manager al spitalului, și a luat examenul. Nu este, cum să zic, nu este numit de către primar. Aici a vorbit de Ministerul Sănătății, nu de primar, că nu primarul te numește. Da. Că el provine din rândul nostru, asta este altă discuție, că își dăduse demisia fostul manager care provenise din echipa fostului primar. Dar dacă Radu Budaie nu se descurca, dacă Radu Budaie nu făcea management de calitate, vă asigur că nu ar fi fost manager nici măcar 2 luni de zile, că nu te ține nimeni pe funcție de dragul că ești tu, nu știu, amic cu cineva. Radu Budaie a condus una dintre cele mai mari agenții de asigurări din România, dacă nu chiar cea mai mare, fără să-i spun numele, bordul de conducere la Viena. Radu Budaie a făcut parte din această conducere, deci el venea din privat, el nu a fost un funcționar de stat pe care să-l iei. Și mai degrabă a renunțat la ceva bun acolo, ceva fără bătaie de cap pe un salariu foarte mare, da, pentru a managerea acest spital, pentru a mă ajuta pe mine ca și primar al municipiului Hunedoara. Corect. Da, vedeți dumneavoastră, domnule primar, e trendul ăsta cu PSD, ciuma roșie, ăștia se dau acum cu febra galbenă, pe mine mă distrează foarte tare. Dumneavoastră, faptul că faceți parte din PSD, sunteți membru PSD, candidați din partea PSD, e un handicap pentru dumneavoastră în momentul ăsta? Vă pune într-o altă lumină pe trendul național? Cum simțiți lucrul ăsta? Eu am mai spus despre dumneavoastră următorul lucru vis-a-vis de câinii latră, ursul merge. Dom'le, din punctul meu de vedere, acum eu știu că dumneavoastră o să mă contraziceți, că n-aveți cum să spuneți altceva. La Bobăuțanu îi se ful, până la urmă, din ce partid face parte. Pentru el important e ce face la Hunedoara. Nu vreau să vă pun într-o situație proastă față de partid, dar cum e povestea? Da, ați început. Da, am început, da. Eu sunt înscris în Partidul Social Democrat din anul 2004. Vorbim de 16 ani de zile, n-am făcut parte din alt partid politic niciodată. Provin din mișcarea sindicală, am fost liderul unui sindicat foarte important din Munții Poiana Ruscăi, din Minerit, și normal că așa sunt construit, sunt mai aproape de oameni, nu în sensul metaforic despre care se discută în politică, ci pur și simplu asta sunt eu, asta știu să fac, face plăcere să... lucrez foarte mult cu foarte mulți oameni, nu contează că sunt din sfera înaltă sau din pătura de jos, pentru mine oamenii sunt egali, și atunci am căutat acest partid. Eu nu pot să spun că acest partid m-a tras vreodată în jos, încă din contră, eu am câștigat în 2016 tocmai pentru că am făcut parte din Partidul Social Democrat. A fost atunci un trend la nivel național, știți bine, Partidul Social Democrat a obținut chiar și o majoritate
foarte stabilă în Parlamentul României câteva luni de zile mai târziu. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu nu mă dezic de partidul din care fac parte. Ah, sigur că da. Politicienii folosesc metafore și deși le folosesc incorrect. Le folosesc incorrect ori din prostie, ori pentru că nu pun mâna pe carte să citească. Expresia ciuma roșie aparține partidului nazist condus de Adolf Hitler în anii 30. Ministrul propagandei Goebbels a născut această metaforă folosită împotriva membrilor Partidului Social-Democrat din Germania, pentru că acel partid era unul dintre cele mai puternice partide de după primul război mondial. Era partidul care se lupta, de fapt, pentru accederea în Parlamentul German, da? Cu formațiunea nazistă. Partidul Social Național Socialist, ceva de genul acesta, prescurtat nazi, da? Și de acolo vine nazism. Ei bine, acești politicieni din România ori din prostie folosesc această expresie preluată de la Goebbels și de la naziști, care, până la urmă, și e clar că din prostie, pentru că nu cred că și-ar permite, cred că nu știu de unde provine, sau că este foarte lene să citească. Este simplu, intri pe Google și începi să-ți dai seama de unde vine expresia ciuma roșie. Eu nu o să mă pot dezice niciodată de acest partid, doar dacă mă dă cineva afară, atunci voi schimba partidul, dar nu cred că au motive să mă dea afară. Eu n-am încercat să privesc funcția aceasta de primar ca pe o funcție politică. Eu am privit-o ca pe un job pe care mi l-au dat cetățenii până la urmă. Adică ei au votat, da? Angajat. Ei îmi plătesc acest salariu, exact, m-au angajat. Este jobul meu. Eu nu am căutat să spun sunt demnitar public și trebuie să fiu îmbrăcat numai la 4 ace și trebuie să particip doar la dineuri și trebuie să particip doar la nu știu care întruniri. Eu am fost cel care am umblat pe jos și către serviciu și către casă, cel care mă duc pe șantiere îmbrăcat în blugi, cel care mă duc la evenimente îmbrăcat în costum, după care îmi dau jos costumul și iară mă reîntorc pe șantiere. Ăsta sunt eu, nu mă pot schimba, am și o vârstă și nu cred că mai pot schimba la vârsta aceasta. Dacă privim această funcție ca pe un job, rămânem cu picioarele pe pământ. Dacă o privim ca pe o demnitate, ca și cum noi am fi un mic Dumnezeu, greșim atât de mult, încât atunci când cădem, așa cum au căzut mulți dintre primari, da, sau dintre parlamentari, da, sau dintre președinți, dacă vreți, intrăm într-o depresie din care nu o să mai ieșim niciodată. Eu prefer să rămân cu picioarele pe pământ. Păi bun, dar contează foarte mult partidul din care faci parte atunci când ești primar? Sigur, contează. Contează foarte mult partidul din care faci parte, pentru că una este să faci parte din cele două partide puternice care se regăsesc în România, Partidul Social-Democrat și Partidul Național-Liberal, care pot da și continuitate la guvernarea țării, și altul este să faci parte dintr-un partid de buzunar, iar atunci când vei ajunge la conducerea unei unități teritoriale, nimeni să nu-ți întindă o mână, nimeni să nu te învețe ce ai de făcut. A, sigur, că vii și candidezi, spui că o să faci, că o să dreși, dar tu nu știi ce înseamnă un poim, tu nu știi ce înseamnă un por, sau dacă deschizi Google-ul și citești, dintr-o dată îți imaginezi alte lucruri, nu știi să faci o procedură, nu are cine să te învețe. Și ba mai mult, gândiți-vă că aceste programe de dezvoltare locală, ați vorbit dumneavoastră foarte mult despre ele, care au fost implementate de Partidul Social Democrat, noi am participat la foarte multe întruniri cu miniștrii de la acea vreme, care ne-au explicat, grijă mare la documente, uitați-vă atent ce documente puneți ca să fiți eligibili. Toate acestea, pentru că făceam parte și dintr-un partid foarte puternic, la fel cum și primarii liberali, ajutați la rândul lor, sau de multe ori și intersectați. Și de multe ori și intersectați. Să știți că Partidul Social Democrat, când se afla la guvernare, nu a ajutat membrii PSD. A avut dorința și a și reușit să ajute toți primarii, în județul Hunedoara, dacă vreți, toți primarii au accesat fonduri pe PNDL. Da. Cum în momentul de față, eu la rândul meu, am o relație foarte bună cu anumiți membri din Parlamentul, din Guvernul României, de dreapta. Vetuța Stănescu. Vetuța Stănescu, care de câte ori a fost o problemă cu anumite documentații trimise de noi, de atâtea ori a sunat domnul primar, vă rog să pregătiți instituțional, vorbesc să nu se înțeleagă ce nu trebuie, instituțional, vă rugăm, prezentați documentele cu tare. Chiar azi dimineață a avut loc o ședință la Ministerul Dezvoltării, unde este doamna Vetuța, secretar de stat, și mi-a fost aprobat în final acel proiect cu sala de sport a colegiului Matei Corvin. Iată, sunteți
prima televiziune unde fac public, o să spun și mâine lucrul acesta, toate documentațiile au fost înaintate, după luni tergiversele au aprobat. Deci primarii nu au neapărat... Sala de sport de la... Colegiul Matei Corvin. Ce se va întâmpla acolo? Se va reabilita în totalitate. Adică? Deci o sumă foarte mare de bani, se va extinde, se vor reface tribunele, suprafața de joc. Nu avem o sală de sport Matei în municipiul Hunedoara. Fostul liceu metalurgic. Metalurgic. Fostul liceu metalurgic. Liceu 1. Așa cum și alți primari, și completez, alți primari liberali de această dată au avut o relație foarte bună cu secretarul de stat Gâdea de la PSD când era la Ministerul Dezvoltării. Adică acolo ne întâlneam toți. Eu sunt foarte bun primar, dacă vreți, cu Ioan Lungu, primarul municipiului, foarte bun prieten, mă scuzați, cu primarul Ioan Lungu, primarul municipiului Suceava, care este liberal. A fost în vizită la mine, a fost în vizită la dânsul. Nu avem neapărat o culoare politică. Sigur, în campanie, dar în principiu suntem oamenii care lăsăm deoparte politica 4 ani de zile, ne folosim în campanie de ea pentru ca să explicăm oamenilor de ce suntem noi mai buni decât ceilalți, dar nu ne tăiem gâtul unul la altul așa cum ar putea crede lumea. Bun, apropo de tăiat gâtul și toate lucrurile astea, campania electorală nici n-a început încă. Eu am asistat la o grămadă de lucruri, cel puțin în zona noastră, unde în spațiu public, respectiv pe Facebook, pe alte rețele sau pe alte canale, diversi oameni care, iată, candidează acum la anumite funcții și e dreptul lor să candideze până la urmă, înțeleg să fure într-un anumit fel startul campaniei electorale cu tot felul de promisiuni. Pe mine mă și distrează unele dintre ele, că mai rămâne să promită unul, nu știu, aeroport spațial la comuna nu știu care sau în orașul nu știu care și toate lucrurile sunt perfecte. Dar am observat și un alt fel de tehnici de abordare a acestei campanii electorale cu care eu nu sunt, n-am fost și nu voi fi niciodată de acord. E vorba de datul la joale, ca să spun așa, prin atac la familie, cu informații care de care mai trase de păr. Și aici o spun cu subiect și predicat pentru că am un print screen de undeva. Aveți un contracandidat la Hunedoara, Claudiu Ionescu se numește el, din câte știu e fost polițist. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre domnul Claudiu Ionescu, vreau să vorbesc despre ceea ce a scris el în spațiu public și mie mi se pare un lucru extrem de grav. Deci eu nici n-am stat la discuție cu omul ăsta, habar n-am cine e și cum, de unde e, ce face. Dar a vorbit despre familia noastră și despre faptul că dumneavoastră ați face și ați drege anumite chestii cu soția, cu... Mi-e și jenă mie să răspund la televizor. Cum comentați lucrul ăsta, domnul primar? Văd că v-ați... Mi-a schimbat starea de spirit. Da, v-ați schimbat starea de spirit. Sigur, nu m-am așteptat să mă întrebați asta. Preferam să vorbesc despre jobul acesta, despre administrație publică locală. Păi da, dar nu mă pot face că plouă și nici nu vreau să trec peste lucrurile astea, pentru că știți ceva? Dacă ne facem că plouă, dacă nu... Normal că prostul e mai bine nu-i dai atenție și atunci e mult mai deranjat. Dar și dacă lași în prostia lui, ajunge să creadă înțelept. Și atunci, eu când voi vedea întotdeauna atacuri la familie, eu nu voi sta, indiferent despre cine e vorba, nu voi sta indiferent. Și voi întreba, domnule, despre ce e vorba aici și mai ales ce părere ai? De asta vă și întreb. Dacă am văzut și eu, postarea, sigur, este un subiect sensibil pentru că atunci când am intrat în politică, în politica mare, am avut o discuție, evident, cu familia mea, care m-au rugat ca pe ei să-i las deoparte, adică să nu-i implic, să nu fie vizibil, pentru că vor să trăiască normal, nu vor să aibă parte de tot felul de telefoane date, știi, poți interveni pe lângă primar, de acuze, știi, că soția sau copiii au luat nu știu ce notă proastă la școală. Și atunci am stabilit cu ei o înțelegere și iată că am reușit să ne ținem de cuvânt și unii și alții, ei m-au susținut, iar eu nu am căutat să-i aduc pe ei în lumina reflectoarelor,
sau să rezolve soția anumite probleme de primărie, cum se întâmpla altă dată, nu? Nu de mult, cu alte soții care făceau mapa primarului. Ei bine, acest domn crede că dacă rostogolește o minciună la infinit, o minciună pe care a preluat-o de fapt de la alt contracandidat al meu, care și el candidează acum. Care? De la postul primar, așa. Crede că dacă rostogolește această minciună la infinit, a devenit un mare adevăr. Sigur că da, aceste minciuni pot să țină o perioadă, adică poți minți anumiți oameni o perioadă, dar nu-i poți minți pe toți oamenii tot timpul, până la urmă. Sunt așa, pentru cultura lor generală, sunt căsătorii de 34 de ani. Mulți înainte, evident, nu sunt divorțat, pentru că acest lucru e atât de simplu de verificat prin declarația de avere, unde ești obligat să spui, da, căsătorit. Am doi copii minunați, ambii sunt medici, pentru că și băiatul va depune jurământul marți. V-ați luminat acum, vorbiți despre jurământul copii, 8 septembrie la Facultatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Am și o nepoțică. Din păcate, ei n-au înțeles absolut nimic cum se poartă o campanie electorală. Și rostogolesc tot felul de minciuni despre viața mea privată. Ba mai mult, domnul respectiv și-a permis să scrie chiar de pe contul lui. Dacă fostul primar nu și-a asumat acest lucru, iată că acest domn își asumă să-i preia minciunile fostului primar și să-l rostogolească în spațiu public. Dar pentru că ei au reușit să facă familia mea să sufere, pentru că copiii mei au trimis acea postare. Copiii noastre. Copiii mei, da. I-am dat în judecată, pe amândoi. Dar eu nu consider, da, fostul primar a fost dat în judecată mai de mult pentru aceeași minciună sfântată care o aveți și dumneavoastră acolo ca prin scrim, preluată de acest nou contracandidat, fostul polițist, și eu cred că instanța este cea în măsură să spună cum stau lucrurile. Eu le fac un favor, de fapt. Favorul este următorul. Trebuie să meargă în instanță și să probeze ceea ce scriu acolo pe acea postare. Ei nu trebuie să facă decât atât. Să meargă și să probeze că cele scrise de ei sunt adevărate. E un favor, nu? Aici, deci ca atare... Eu n-aș vrea să intru foarte mult, că n-aș vrea. Chestie de că v-ați agresat familia, că urmează divorțuri, că chestii de genul ăsta. Păi nu, celălalt scria că am și divorțat. Este o problemă privată, că și dacă s-ar întâmpla așa, nu-i problema dânșilor, adică... pentru că nu este o ilegalitate, da? Familia mea este o familie de oameni normali, trăiește normal, trăiește liniștit ca orice altă familie, dar eu nu le permit nici lor, nici altora să intre cu bocanci în familia mea, în viața familiei mele. Pentru acest lucru, făcându-le un favor, o spun încă o dată, îi dau în judecată să meargă frumos la judecătoria din municipiul Hunedoara și să demonstreze că cele scrise de ei sunt adevărate, cu probe. Pentru că ei acolo fac niște afirmații care pot fi sau nu pot fi probate. Ei trebuie să meargă să demonstreze. Nu, acum mergeți și demonstrați. Eu credeam că acești domni se pot lupta electoral cu mine prin tot felul de idei, prin tot felul de proiecte, prin tot felul de... Bătălia electorală înseamnă idei, proiecte... Sigur că da. Păi domnule, dumneavoastră oferiți spațiu foarte generos și nu are televiziunea dumneavoastră, că și celelalte din județul Hunedoara oferă spațiu pentru a veni să spui, domnule, eu asta vreau să fac. Domnule, linia pe care merge acest primar nu este bună, uite, eu văd drumul ăsta. Corect. Ei nu fac acest lucru. Pe mine, nu m-ați auzit niciodată în campania electorală din 2016... că am atacat familia fostului primar, pentru că are o familie minunată, o cunoșteam și nu puteam să-mi permit să fac așa ceva, dar nu fac așa ceva din principiu. Nu l-am atacat pe acest contracandidat, fostul polițist și la pensie. Claudionescu. Mai de mult, așa, Claudionescu, pentru că nu-i treaba mea să-l atac personal. Ce treabă am eu cu familia domniei sale? Păi, ce treabă am eu cu familiile celorlalți patru contracandidați. Nu că suntem șapte de toți, dacă nu greșesc. Nici nu știu exact cât sunt. Nici eu nu știu exact. Șase sau șapte. N-am nicio treabă. Nu este problema mea. Problema mea este să conving oamenii din municipiul Hunedoara că merit votul lor în 27 septembrie. Sunt niște atacuri josnice. Eu mă așteptam la aceste atacuri, dar nu credeam că
vor, cum să zic, vor folosi aceste atacuri josnice la adresa familiei mele. Și pentru lucrul acesta, încă o dată sublinez și aș vrea să și închei cu asta, i-am dat în judecată pe amândoi. Chiar cu fostul primar avem a doua înfățișare acum în septembrie, cu celălalt când va stabili instanța. E simplu, trebuie să prezinte dovezile privitoare la calomniile la adresa familiei mele. Stimați spectator, Dan Băbuțanu, primarul municipiului Hunedoara, este invitat la Fotoliul cu Ghimbi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.